Fac acest videoclip cu un singur scop. Vreau să vă îndemn pe fiecare dintre dumneavoastră să cercetați Evanghelia. Fie că sunteți pastor, fie că sunteți un creștin născut din nou de curând, vreau să vă îndemn să cercetați Evanghelia. Aceasta este tragedia zilelor noastre, aș spune eu, că oamenii creștini nu cunosc Evanghelia. Și tragedie mai mare este că predicatorii nu cunosc Evanghelia. Și este suficient doar să facem o probă. Intrați pe internet, pe YouTube și căutați predici despre Evanghelie. Veți vedea că predicile care are mai mult de 10 minute nu sunt vizualizate despre Evanghelie. Dar dacă este vreo predică despre vorbirea în limbi sau prorocie sau nu știu ce lucrare sau nu știu ce mărturie chiar sau despre escatologie chiar, veți vedea că sunt extrem de vizualizate. Din ce cauză? Omul creștin crede că el cunoaște Evanghelia. Și dacă v-aș întreba pe fiecare dintre dumneavoastră, spuneți-mi două titluri ale Evangheliei, două, trei, cinci titluri ale Evangheliei. Mulți dintre dumneavoastră, dacă sunteți sinceri, n-aș ști să le spuneți. Pentru că nu ați cercetat din Scriptură să vedeți ce este Evanghelia. Ci doar ați auzit. După cum mi s-a spus mie personal de atâtea ori, pentru că și lor li s-a spus, așa îmi spune mie, Evanghelia este pentru începători. Ridică mâna în sus, primește-L pe Domnul Iisus Hristos în inima ta și asta e Evanghelia. Sub nicio formă, asta nu este Evanghelia. De aceea vreau să vă îndemn să studiați, să cercetați Evanghelia. Pentru că dacă o vestiți, Apostolul Pavel rostește chiar un blestem asupra lui, spune, vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Așadar, dacă dumneavoastră predicați altceva decât Evanghelia, este vai de dumneavoastră. Dar pe lângă faptul că este vai de dumneavoastră, pe lângă faptul acesta, noi ar trebui să vestim doar Evanghelia. Doar Evanghelia ca și centru al mesajului nostru. Deoarece Domnul Iisus asta a făcut. Evanghelia se rezumă strict la întruparea, lucrarea, moartea și învierea Domnului Iisus. Asta, avem patru evanghelii, despre asta ne vestesc ele. Și dacă vedem pe Apostolul Pavel, cel mai mare l-am numit noi dintre apostoli, el vede toate lucrurile din prisma Evangheliei. El se vede pe sine ca un slujitor al Evangheliei, așa se numește pe sine, și pe ceilalți slujitori a Evangheliei. El chiar spune, eu trăiesc, sau cine se străduiește pentru Domnul, zice să trăiască din Evanghelie. Și Apostolul Pavel, dacă aș citi cărțile lui, v-ați da seama cât de multe titluri și nuanțe adaugă el cu privire la această Evanghelie. Vorbește despre aceeași Evanghelie, numai că îi dă foarte multe nume diferite. Vă dau un exemplu. El spune în adevăr, după cum este, că este Evanghelia lui Dumnezeu. Și este Evanghelia lui Dumnezeu. Asta e lucru cel mai important pe care ar trebui să-l știm. De aceea n-ar trebui să adăugăm nimic, ci să o cunoaștem așa cum ne-a lăsat-o El și să o vestim, să o predicăm așa cum ne-a lăsat-o El. Este Evanghelia lui Dumnezeu, de aceea ar trebui să avem mare grijă să nu sucim cumva mesajul lui Dumnezeu și să-i spunem la oameni, închide ochii, ridică mâna în sus. Nu, nu, dacă vorbește în numele lui Dumnezeu asemenea lucruri, vai de tine! Este Evanghelia lui Dumnezeu, nu ai voie să faci așa ceva. Este Evanghelia lui Hristos. Așa o numește el. Sau Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu. Sau Evanghelia slavei lui Hristos. Evanghelia păcii. Evanghelia mântuirii voastre. Evanghelia harului. Și alte nume și alte titluri pe care Apostolul Pavel le dă Evanghelie. Și ne spune, credeți în Evanghelie. Asta a spus Domnul Iisus. Credeți în Evanghelie. Asta spune Apostolul. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Spune, propovăduiți Evanghelia și credeți în Evanghelie. Și Apostolul ne dă atâtea nuanțe și atâtea titluri pe care el le adaugă Evangheliei și vorbește despre puterea Evangheliei. Vorbește despre adevărul Evangheliei. Vorbește despre lumina Evangheliei. Și ne vorbește în același timp despre o Evanghelie care este acoperită. Toate sunt titluri pe care vi le dau. Ne spune că suntem născuți
prin Evanghelie. Vă dați seama, la Apostolul Pavel totul se rezumă la Evanghelie. Ne vorbește despre nădejdea Evangheliei. Adică în această Evanghelie noi găsim speranță și singura speranță adevărată. Și ne vorbește despre faptul că noi trebuie să ne purtăm într-un chip vrednic de această Evanghelie. În același timp ne vorbește despre o altă Evanghelie. Și se vede pe sine însuși prigonit din pricina Evangheliei. Deci el totul se rezumă la Evanghelie. Totul îl vede prin prisma Evangheliei. El era prigonit pentru Evanghelie și ce lupta el? Pentru ce lupta el? Zice că el lupta pentru credința Evangheliei. Pentru apărarea și întărirea Evangheliei. Deci sunt titluri, lupta pentru credința Evangheliei. Filipeni 1, 27 sau Galaten 2, de la 3 la 5. Apărarea și întărirea Evangheliei. Pentru asta lupta el. În Filipeni, în 1 Corinteni, în Roman 15, ne spune că el lupta în același timp pentru înaintarea Evangheliei. Pentru slujba Evangheliei. Vorbește despre o Evanghelie veșnică, ne vorbește despre taina Evangheliei, ne vorbește despre neascultare de Evanghelie. Așadar, el spune despre oamenii care nu ascultau mesajul lui, spune neascultare de Evanghelie. Ne vorbește despre o Evanghelie în același timp, care judecă. Așa spune. Evanghelia care judecă. În 1 Petru sau Roman 2 cu 16. Așadar, este extrem de important să știm. Apostolul Pavel tot timpul se referă Evanghelie, 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 Evanghelie. În zilele de astăzi, oamenii menționează întreagăt Evanghelia fără să știe ce înseamnă. Și este suficient să ne dăm seama de acest lucru doar privind în jurul nostru. Oamenii nu cunosc Evanghelia. Și tu este cel mai probabil să nu cunoști Evanghelia. Cunoști multe alte lucruri despre vorbirea în limbi, cum să primește, cum să vorbești. Cunoști foarte multe lucruri despre prorocie, despre care sunt prorocii răspândiți în toată lumea, dar probabil nu cunoști Evanghelia. Și nu cunoști pentru că predicatorii nu vestesc Evanghelia. Cei mai mulți, repet, cei mai mulți predicatori de pe YouTube nu vestesc Evanghelia pentru că nu o cunosc. Este încă acoperită pentru ei. Este un lucru ciudat. Este încă acoperită pentru ei. Biblia ne spune în Roman capitolul 1 că această neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință este descoperită doar în Evanghelie. Nu este de mirare că mulți oameni nu cunosc ce înseamnă să fii îndreptățit prin credință. Din ce cauză? Ei încă nu cunosc Evanghelia. Zice, deoarece în ea, 1 cu 17, în Evanghelie, este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu. O neprihănire pe care o dă Dumnezeu. Unde este descoperită această neprihănire pe care o dă Dumnezeu? În lege? Nu. În Evanghelie. Vă dați seama? Foarte puțin vorbesc despre Evanghelie. Pentru că ei cred că, cunosc Evanghelia. Și știu lucrul acesta pentru că mulți n-ar pierde 20 de minute să asculte despre orice aspect al Evangheliei, fie că e vorba despre Evanghelia păcii sau despre nădejdea Evangheliei sau despre o altă Evanghelie sau despre apărarea și înaintarea Evangheliei sau ce este cu adevărat Evanghelia, cum spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 15, faptul că Domnul Iisus Hristos, și evident, Hristosul este Mesia care trebuia să vină, acest Mesia care era mai dinainte, adică care era divin, care a coborât din cer, care s-a întrupat, deci el exista mai dinainte și s-a întrupat. Asta ne spune Apostolul Pavel despre Mesia Hristos, care a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, și a înviat, după Scripturi. Înțelegeți? Deci Apostolul vorbește tot timpul despre această Evanghelie. Și tot el spune, pentru unii este
acoperită. Zice, dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Și cu toată teama o spun. Vorbesc cu multe persoane care spun, faci asta, asta și asta, intri în cer. N-ai împlinit lucrul ăsta astăzi sau ai căzut în lucrul ăsta astăzi, mergi în iad. Din ce cauză? Pentru că ei nu cunosc Evanghelia. Ei încă nu cunosc Evanghelia. Pentru ei Evanghelia este acoperită. Așadar, vă îndemn, cercetați Evanghelia. Nu credeți orice ascultați. Eu nu vă cer să mă credeți pe mine, sub nicio formă. Ci eu vă îndemn să cercetați Scripturile. Duhul lui Dumnezeu întotdeauna vă va îndemna la lucrul acesta. Firea pământească nu vă va îndemna la lucrul acesta. Firea pământească vă va spune, ia ascultă mai bine 5-6 predici pe ziua dată și nu citi nimic din Biblie. Nu spun că e rău să asculți vreo predică, dar tragedia zilelor noastre se datorează tocmai acestui lucru. Pentru că sunt atâtea predici, cel puțin în România, nebiblice, care nu vestesc Evanghelia. Și oamenii nu cunosc Evanghelia. Și mulți dintre ei, vă spun, sunt nemântuiți, sunt nenăscuți din nou. Pentru că în Evanghelia lor, ei cred că ești născut din nou. Asta o găsiți chiar și în Noile Testamente sau în Biblie. Găsiți lucrul acesta, așa nume, pași ca să fii mântuit. Primești pe Domnul Iisus în inima ta și ești născut din nou. Mărturisește și altora ce ți s-a întâmplat. Vă dați seama? Și Apostolul spune, noi am fost născuți prin Evanghelie. Și oricine vrea să trăiască cu evlavie pentru Hristos va fi prigonit. Din ce cauză? Din pricina Evangheliei. Așadar, vă îndemn să cercetăm Evanghelia. Pentru că atunci când vom fi prigoniți, să fim prigoniți din pricina Evangheliei. Nu contează foarte mult ce crezi despre... De fapt, nu contează ce crezi despre vorbirea în limbi. Nu contează ce crezi despre escatologie. Când va veni Domnul Iisus, înainte de necazul cel mare, după necazul cel mare, nu contează dacă crezi în împărăția de 1000 de ani, va fi înainte, după, nu contează. Nu contează lucrurile astea, dar contează ce crezi cu privire la Evanghelie. Asta este foarte important, pentru că dacă tu crezi o altă Evanghelie, nu voi să spun că ești nemântuit. Deci nu e un lucru oarecare. Să creezi o altă Evanghelie înseamnă să fii nemântuit. Nemântuit. De aceea, vă îndemn din toată inima, cercetați Evanghelia. Același lucru fac eu. Luați Scriptura și cercetați ce este această Evanghelie despre care Apostolul Pavel nu se mai oprește să vorbească. El o numește Evanghelie. Evanghelia Harului, Evanghelia Păcii, Evanghelia Mântuirii. El o numește în chip și fel și spune Evanghelie, 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 această veste bună. Pentru că asta înseamnă un anunț fericit, o veste bună. Spune o veste bună cu privire la faptul că avem o nădejde, o veste bună cu privire la faptul că avem pace acum cu Dumnezeu. O veste bună că există putere. Există putere în Dumnezeu pentru a ne scoate din păcatele noastre. El așa vede lucrurile. De aceea a fost neobosit în a vesti și a vesti și a predica Evanghelia și a apăra Evanghelia. A avut un duh înfocat ca să apere Evanghelia. Încât, într-un moment anume, chiar pe apostolul Petru l-a mustrat, zicându-i, am văzut eu că nu umbla după adevărul Evangheliei. Adică apostolul Pavel spunea, păi, să fii plăcut lui Dumnezeu, înseamnă să mă țin și de ceva lege. Nu mănânc eu cu cei nătăiați împrejur. Și a fost prins în lațul fățărniciei chiar și Barnaba. Și apostolul Pavel spune, nu, nu. Noi știm că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii, adică prin ascultarea pe care ei o dau legii. Zice, nimeni nu va fi socotit. Și zice, apostolul zice, am văzut că nu umblă după adevărul Evangheliei. Așadar, cercetați Evanghelia. Nu credeți
Nu mai credeți minciuna acum că cunoașteți deja Evanghelia. Vă zic un lucru. După ce vom muri, vom adormi și vom merge în slavă, vom mai petrece miliarde și miliarde de ani fără să înțelegem pe deplin Evanghelia. Fără să înțelegem pe deplin. Vă dați seama? Și noi credem că Evanghelia se rezumă la 4 legi spirituale. De aceea Biblia ne îndeamnă să fie mesajul nostru acesta întotdeauna. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pocăiți-vă, mai toți știu să spune, lasă-te de, lasă-te de, lasă-te de. Și alții mai și adaugă de la ei. Lasă-te și de machiaj, lasă-te și de, lasă-te și de cafea, lasă-te și de... Nu, nu, noi trebuie să spunem pocăința potrivit Scripturii. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Acum, ce le spunem noi să creadă? Ce le spunem noi să creadă? Că dacă lasă anumite lucruri, merge în cer? Nu. Asta e Evanghelia care se predică cel mai mult în România. Dacă lași păcatul ăsta, ăsta și ăsta, merge în cer. Te pocăiești de ele, îți pare rău, merge în cer. Și au scos din ecuație complet jertfa Domnului Isus. Jertfa de ispășire a Domnului Isus, unde El trebuia să moară. Cineva trebuia să plătească pentru păcatele noastre. Cineva trebuia să primească mânia lui Dumnezeu. Așadar, nu este prin ceea ce fac eu. Evanghelia nu ne vorbește despre ceea ce eu pot să fac ca să-mi câștig mântuirea, ci ne vorbește despre ceea ce El a făcut ca să ne câștige mântuirea. Asta este Evanghelia. Evanghelia slavei lui Dumnezeu. Să nu îndrăznim și mulți, cu toții am făcut-o. Mulți am îndrăznit și am adăugat lucruri și ar trebui să ne fie teamă, pentru că este mesajul lui Dumnezeu. Noi n-am îndrăznit să luăm o scrisoare a părinților noștri sau a șefului nostru și să adăugăm anumite lucruri și să o trimitem mai departe. N-am îndrăznit să facem lucrul acesta. Și cu toate acestea, cu privire la mesajul lui Dumnezeu, cel mai glorios mesaj, se adaugă atât de mult încât se schimbă complet mesajul. Mare grijă. De aceea, cercetați Evanghelia, în special Evanghelia. Nu spun, tot ce este în Scriptură ne este lăsat. Tot ce este în Scriptură ne este lăsat pentru noi, ca să cercetăm. Dar niciun subiect mai profund și mai important decât Evanghelia. Și în momentul în care vom crede cu adevărat Evanghelia, viața noastră se va transforma și se va vedea roade în celelalte aspecte ale vieții noastre. Nu vom mai fi legaliști, nu vom mai fi plini de mânie, pentru că Evanghelia este aceea care ne transformă. Noi putem să ținem o serie de reguli și să putem să fim niște creștini complet reci, dar dacă cunoaștem din ce în ce mai mult Evanghelia, ce a făcut Domnul Iisus pentru noi, niște păcătoși pierduți, asta o să ne moaie inimile. Și din dragoste pentru El, din dragoste pentru El, o să trăim în ascultare de El. Gândiți-vă, Evanghelia nu este așa cum credeai tu. Dacă crezi că o cunoști, sunt sigur că nici măcar n-ai pierdut timpul să-l asculți până acum ce am avut de spus, cu toate că sunt doar 18 minute. Ce să mai spun, să asculți o predică de o oră despre Evanghelia Harului. Sub nicio formă n-ai pierdut atâta timp, pentru că crezi că o cunoști. Din cauza asta nu pierzi timp, pentru că dacă ai crede că nu cunoști Evanghelia, ai cerceta-o. De aceea, repet, tragedia zilelor noastre. Și cu această ocazie vreau să vă îndemn în același timp să ascultați, eu nu cunosc foarte mulți oameni, nu cunosc foarte mulți oameni în România care vestesc adevărata Evanghelie, cel puțin pe YouTube. Sunt anumite persoane pe YouTube, de exemplu, care vestesc Evanghelia, cu toate că sunt diferite nuanțe. Unii cred despre escatologie într-un fel, alții cred în alt fel, dar cu toate acestea, oamenii aceștia vestesc Evanghelia și cu ocazia aceasta vă îndemn să-i urmăriți pe canalele lor de YouTube, fie pe Andrei Croitoru,
fie pe Alin Loloș, fie pe George Ceamătu. Ascultați, vă îndemn, chiar vă îndemn, ascultați, cu toate că, după cum am spus, de exemplu, fratele George Ceamătu crede un pic diferit față de mine cu privire la escatologie. Dar asta nu e important. Important este Evanghelia. Important este dacă vestim Evanghelia și, da, vă spun că vestește Evanghelia. De aceea vă îndemn, ascultați, cel puțin eu asta cred și știu că vestesc Evanghelia. De aceea sunt prigoniți de mulți, sunt văzuți și vorbiți de rău de foarte mulți care nu predică aceeași Evanghelie. De aceea Apostolul Pavel zice că era prigonit din pricina Evangheliei. Și nu vreau să termin fără să spun că în epistola lui Pavel către romani ne este vestită Evanghelia de la A la Z. De la A la Z. Apostolul Pavel spunea o vie dorință să vă vestesc Evanghelia vouă celor din Roma. Și credeți-mă, n-a lăsat lucruri pe care nu le-ar fi vestit. A vestit pe deplin Evanghelia. A vestit pe deplin Evanghelia cu toate implicațiile ei. Pentru că în roman veți găsi foarte multe implicații. Cercetați în special epistola lui Pavel către romani, care este încă de la început un indiciu clar că el are să vestească Evanghelia în această epistolă. Citiți-o, recitiți-o, studiați-o, căutați în același timp alți oameni al lui Dumnezeu, și aici e greu, care au crezut adevărata Evanghelie, care s-au văzut roade în viața lor cu privire la adevărata Evanghelie. Ce au spus ei despre epistola lui Pavel către romani? Și vă îndemn, sunt oameni precum John MacArthur, Robert Charles Sproul, Steve Lawson, Paul Washer sau oameni din urmă care sunt deja trecuți la Domnul, cu toate că Robert Charles Sproul a trecut la Domnul, John Calvin, chiar dacă este văzut foarte rău de mulți, sau Martin Luther, sau mulți alții, Charles Spurgeon. Charles Spurgeon spunea că Evanghelia are o poreclă și este numită calvinism. Vă dați seama? Și era un om. Prințul predicatorilor a fost numit un om folosit de Dumnezeu. Și el spune, da, Evanghelia are o poreclă. Calvinism. Pentru că în calvinism, tocmai despre asta se vorbește. Despre un Dumnezeu suveran care vine să-l caute pe păcătos și îl caută și îl aduce acasă. Fiul omului a venit să caute. Singurul care caută, noi nu-l căutăm pe Dumnezeu, El este acela care ne-a căutat pe noi. Asta spune calvinismul, că Dumnezeu, în suveranitatea Lui, vine și caută pe unii oameni să-i salveze, îi mântuiește și îi duce în glorie. Evangheliile despre asta ne vorbesc, despre Fiul lui Dumnezeu, care a fost trimis de Tatăl să caute să mântuiască ce era pierdut. Și El a venit și a trăit o viață perfectă. Pentru că noi aveam nevoie de acea neprihănire a lui Dumnezeu. Această viață perfectă a fost trăită ca să poată să fie pusă în contul nostru, ca noi să fim socotiți, socotiți, considerați. Nu că noi suntem în esență drepți, ci am fost socotiți drepți. Viața perfectă a Domnului Iisus a fost pusă în dreptul nostru, în contul nostru. Și viața noastră murdară, păcătoasă, neascultarea noastră a trecut în contul Domnului Iisus. El a primit mânia. Și așa dreptatea lui Dumnezeu a fost satisfăcută. Sunt anumiți oameni care spun, Dumnezeu, în loc să fie drept față de noi, ce-a arătat dragostea. Ca și cum ar spune, dragostea lui Dumnezeu este nedreaptă. El a fost nedrept față de noi. Nu este adevărat. El și-a arătat dreptatea, numai că nu și-a arătat-o în noi, ci și-a arătat-o în Fiul Lui. Nu există mântuire fără moartea Domnului Iisus. Nu există mântuire doar prin lasă-te de păcatul acela, acela și acela. Nu, nu. Tu poți să te lași de ele și să fii nemântuit și să mergi în iad. Mântuirea noastră vine prin moartea și învierea Domnului Iisus, unde El plătește pe deplin prețul
pentru păcatele noastre, unde El primește acel pahar al mâniei lui Dumnezeu, ca noi să nu-L mai plimim. Gândiți-vă, Evanghelia este subiectul, cel mai important subiect, care merită și trebuie predicat și vai de noi, dacă nu-L predicăm. Și cu această ocazie salut pe fratele George Ceamătu, despre care v-am spus. Îl salut și îl binecuvintez și doresc ca Domnul să-l folosească în continuare pentru slava Lui.